Hai, hai. Întorceți hainele copilului! Tâlharilor! Гранатами. Террористули. Экстремистули. А le-au fost luate lucrurile cu 3 luni în urmă, cu 4 luni în urmă și nu le întoarce și primărie. Nu au fost până doar să hainele care au fost ridicate forțate din Piața Marea Adunării Naționale pe 26 aprilie, totodată și produsele alimentare și hainele a copilului minor de 1 și 5 luni. Chiar azi noi nu avem ce al hrăni, azi nu avem ce faci mâncare, totodată splita ne-au luat-o. Suntem în greva foame. Dar când a fost asta? 26 aprilie, când au fost ridicate forțat din Piața Marea Adunării Naționale. Adică la 27 au ridicat steagul. Le-a fost rușine că noi suntem acolo. Dar în hotărârea judecăți scrie numai de a obliga de a modifica loc și tot, dar să ne iei hainele personale, mielea, femeia, copilului minor, produsele alimentare, așa ceva nu scrie în hotărârea judecății. Ei au încălcat grav aici drepturile miele și drepturile copilului, drepturile... Dar cine crezi că le-au luat? Primăria ne-a dat judecată, executorul executat, mai departe las clarifice cine... Cine au luat și unde-s, da? Dar atunci au luat spațiile verzi împreună cu executorul judecătoresc. Dar te-ai plâns? Eu m-am adresat la judecătoresc, el spune că primăria ne-a dat în judecat. Primăria spune că comisariatul general de poliție, comisariatul general de poliție spune iarăși primăria. Eu până la moment nu pot găsi cine ne-a luat și cine trebuie să le aduc. Dar pot trebuie toleac de vremele astea. 3 luni de zile, de-am aprilie. Și nu era în jaf, în drumul mare, erau executare legală, oficială. Era oficială, da, dar... Presul, grămadă. Nu s-au executat legitim. Cămașele, nu... Tot au luat, au rupt, au format. Eu nu știu cum... Hainele au fost... Tot au luat. Și văd că te susțin aici 3 fumei. Da, ia că tu vine și splânge că n-are cu ce schimba copilul. Nu avem ce faci mâncare, chiar azi noi nu avem ce faci mâncare. Plita nu e a mea, e împrumutat ca să ies de iarnă și să întorc înapoi. Eu n-am ce întoarce. Burjuica ce? Da. Și nici n-am ce-i procura alta. De pensia mea cu 300 de lei. Și o ieșit cineva de la primărie? Nu a ieșit nimeni. Dar stai de un ceas de-am, nu? Da, mai mult. Chiar de câte ori protestăm, nu mai ies în nimeni. Dacă nu să ne fugărească de acolo, să ne iei tot ce mai avem. Dar de când va lungi de acolo? N-au de gând, mie nu mă doare capul, dar să-i toarc hainele. Eu n-am ce mă schimba, și eu, și femeia, și copilul. Personale!
înseamnă asta? 3 luni de zi sunt doar haine personale mele și a copilului minor, nu am 4 luni, totodată produse alimentare, care eu, din ieri așa de flămândă,